Energia electrică provenită de la turbina eoliană ajunge în acest tablou electric, care împreună cu acest invertor stochează energia electrică în acumulator. Întreaga construcție a stânei, cu tot cu instalarea panourilor solare și a unei turbine eoliene, a costat 30.000 de euro, adică mai puțin decât ar fi costat acordarea la rețeaua clasică de electricitate. Rețeaua, efectiv, este la distanță foarte mare. Costurile sunt foarte mari pentru acordarea la energie electrică. Stâna are 7 camere, baie și toalete moderne, dar și o zonă specială pentru prelucrarea laptelui. În această încăpere va fi preparată brânza, laptele, cum s-ar spune, după care trecem în încăpere aceasta la saramură. Stâna, care este proprietatea Consiliului Local din Pianu de Jos, îl va avea ca principal locatar pe Nicolae Ganea, un cioban care păstorește peste 1000 de oi. În același timp, locația va fi inclusă în circuitul turistic.